Vloguleț, vloguț, vloguț. Trebuie să încep ziua bine pentru că diseară am un eveniment la care abia aștept să ajung, organizat de Ani de la Beauty Barometer și va fi un beauty swap între blogărițe. Ce poate fi mai tare de atât? O să ne întâlnim o grămadă de fete. Mă mănâncă spânceana. O să ne întâlnim o grămadă de fete să facem schimb de produse. Am și eu punguța pregătită chiar acolo. Haideți să vă arăt ce duc eu la swap. Un fel de tratament pentru gene și sprâncene care mie nu mi-a prit și poate se bucură vreo altă fată de el. Un toner de la Derma E pe care eu nu mai pot să-l folosesc și este jumate sau dacă nu chiar mai mult. O ojă de la Avon care e foarte tare, doar că eu am realizat că mai am încă vreo două nuanțe asemănătoare, așa că n-are rost să o țin. Dar e faină textura ei, are un fel de solzișor în ea, nu știu dacă se observă. Am pus și pe blog swatch. Arată foarte tare, dar nuanța o mai am, deci n-are rost să o țin. Iarăși o nuanță asemănătoare, acesta este de la Inglot. Încă o ojă pe care am luat-o de la Sephora, l-am dat la reduceri, dar sincer m-am dat o singură dată cu ea. Îmi place nuanța, dar parcă nu mă mai atrage atât de tare. Este un mov așa duocrom cu tot felul de reflexe. Și încă o ojă, tot de la Inglot, aceasta este un roz aprins, după cum se vede, neon așa. Mai am și un ruj, ăsta este cel pe care l-am primit în cutia Pick & Dazzle și culoarea este superbă, doar că pe mine nu mă prinde. Îmi face dinții foarte galbe, nu știu care e faza, așa că mai bine îl dau. Încă un ruj de la Melchior, are niște particule de sclipici care nu mă încântă. Mai am aici un fond de ten de la Catrice, se numește All Matte Plus, Shine Control Makeup și mie nu-mi place, nu mi se potrivește, nu e nici culoarea cea potrivită, dar nu-mi place textura lui. Și încă un fond de ten de la Yves Rocher, acesta e al mamei mele, doar că e o nuanță mult, mult prea închis, deci nu mi se potrivește nici mie, nu mi se potrivește nici ei. Fondul de ten în sine părea bun, dar n-avem ce face cu el, așa că îl ducem. Acum voi intra la duș ca să mă pregătesc pentru eveniment și vreau să încerc și niște produse noi tocmai primite. Sunt de la Yardley. N-am mai auzit până acum de firma asta, e o firmă britanică din ce văd și sunt primite de la British Gallery cu aromă de lăcrămioare. Aici am, de exemplu, gelul de duș cu aromă de lăcrămioare, aici este apă de toaletă cu aromă de lăcrămioare și miroase de mințial. Asta cred că e loțiunea de corp și crema de mâini. Deci sunt toate din aceeași gamă și miros foarte, foarte bine. Așa că eu fug la duș și mai vorbim puțin după. Dacă ați simțit cât de bine miros chestiile alea de la Yardley. Nu știu cum să-mi prind părul. Momentan l-am prins cu o bentiță ca să mă pot machia fără să mă deranjeze pe față, dar nu știu cum să-l prind. Am luat o cămașă puțin transparentă, o curea în aceeași nuanță cu cămașa, adică un mov închis așa vânătă, boyfriend jeans și jos am niște șosetuțe de la de balerin pentru că mă voi încălța cu chestiile astea pe care le ador. Sunt de la H&M și mai am un model cu picățele alb. Mi se par cele mai comode chestii și vin și frumos în picior. Pot fi și mai elegante în funcție de combinație și voi lua deasupra și acest pullover lung în mai multe culori. Dar da, nu știu ce să fac la păr. Așa, bră. Vorbim mai încolo. Pa, pa! Gata și machiajul. Cam așa arată. Am folosit paleta Naked 3. Fardul L'Oreal pe care l-am folosit în ultimul tutorial, cel 302 Chocolate și acest fard Melchior, care este într-o nuanță de Marsala și l-ador, este foarte tare. Nuanța se numește Lilith și este genial. Asta e fardul. L-am folosit în pliu, primul. Și se desface și are și o oglinjoară mică aici, e foarte drăguț. Da, și pe buze am folosit un ruj din acela mat de la NYX, cu un creion de la Rimmel London, ca să fac un pic un degrade și se vede mai bine aici machiajul. Deci cam asta ar fi. Acum o să mă încalț și o să-mi iau geanta și o să plec către locul de întâlnire pentru eveniment. A început bine. Ne îndreptam către Inspire. Așa se numește? Da, mă rog. Da, și o am aici alături pe Camelia și pe
Fulvia și probabil se va uita lumea la noi, dar nicio problemă, suntem împreună. Da, măcar nu e singură. Exact, exact, exact. Și trebuie să obișnuiască și România cu vlogurile pe stradă. Aduce modernitatea pe străzile Bucureștiului. Și da, mai avem un pic de mers și o să ajungem și o să înceapă distracția și o să filmăm și pe acolo ceva. Cât ne permite sunetul, că data trecută a fost maxim de zgomot, nu se înțelegea nimic. Dar voi încerca. Așa că vă las. Pa, pa! Este un eveniment al unor, a unei comunități, a unor oameni care au aceleași pasiuni, cărora le plac același lucru și care au nevoie totuși din când în când să iasă din online, să vină în offline, în spațiu pare. Așa, astăzi suntem aici la Inspire, unde iar suntem primiți cu generozitate. Mai mult decât atât, am devenit chiar un vlogger. Aștept, voi având mai multă experiență, aștept să mă și corectați. Pentru că am multe de învățat de la voi și în mare parte v-am citit și vă citesc. Am aproape 6 ani de blog. Cum am pornit blogul e greu de zis. Mi-am dat seama că am foarte multe produse și o pasiune reală pentru cosmetice, cu o grămadă de informații cu care n-aveam ce să fac. Nevoie să scurtez cele 10 minute pentru că Alexandra a plecat cu pointerul meu și mi-a lăsat un rușit. Puneți-vă ca target, ca o dată pe an, să scrieți un articol care să nu aibă legătură cu niciun producător, să nu aibă legătură cu voi, să aibă pur și simplu legătură cu a ajuta femeile care vă citesc. Evenimentul s-a terminat, iar eu nu m-am apucat să filmez nimic pentru că a fost mare, mare aglomerație. Sunt aici cu câteva fete. Dacă vreți, faceți mâna fetelor. Și ne îndreptăm către casă. Voi reveni cu impresii când ajung. Pa! Am ajuns acasă și uitați-vă ce fain, nici măcar nu mi-am dat jos puloverul și încălțămintea pentru că vreau să filmez. Afară s-a pus puțină ploaie. Avem aici pungile cu care am venit, pe care Sky deja le studiază. Hai să mă descalz și eu. Mergem în cameră și le desfacem împreună. M-am schimbat în pijama că voiam să stau mai comod și haideți să intrăm prin punguț. Am luat să testez acest fond de ten de la Maybelline, se numește Better Skin. Voiam de mult să-l încerc. Tot la swap am reușit să iau de la Camelia, una din blogărițele pe care le citesc de la începuturi, să zic așa, și sigur o știți. Dacă nu o știți, trebuie să o știți. Am luat această pensulă de blush de la Real Techniques pe care mi-o doream de mult timp. Și am tot pus-o în coș pe Makeup Shop și o scoteam și o puneam și o scoteam și niciodată nu găseam un motiv destul de bun să dau totuși checkout, pentru că mi se părea că n-avea rost să plătești transport pentru o pensulă și așa mai departe. Și acum a fost momentul perfect, pentru că am găsit-o la Camelia și am făcut schimb, i-am dat ouă și mi-a dat asta și sunt cea mai fericită. Și acum haideți să vedem restul punguțelor primite la eveniment ce este. Acesta este de fapt de la Camelia, nu este primit la eveniment, este este o mascara de la Aven, de care nu știu absolut nimic, dar sunt tare curioasă. Aici avem un exfoliant lichid pentru față cu 2% BHA, ceea ce înseamnă că este perfect pentru tenul meu, perfect pentru ten gras, pentru ten acneic. Apropo, era de la Paula's Choice. Mai departe, de la Oriflame am un catalog alături de o cremă de corp și asta mi-aduce multe, multe amintiri frumoase. Este vorba de crema de corp cu lapte și miere, pe care o foloseam în liceu. Tot de la ei mai am și balsamul cel faimos la cutiuță și un mascara 5-in-1 Wonder Lash de la The One. Mai departe, de la Gero Cosen am o cremă hidratantă pentru toate tipurile de ten cu argan bio și un lapte de machian cu lăptișor de marcă. Mai am aici și o băutură, se numește Go and Fun Green Energy Drink și este o băutură energizantă, cum dau eu seama aici. M-am mai ales și cu acest set de chestiuțe de manicură, sunt steluțe, inimioare, nu știu, tot felul de forme pe aici, foarte drăguțe, cu lipici, o mini pilă pentru pus pe unghii și sunt tare încântată, abia aștept să le folosesc.
Era să uit. Tot de la Swap am dat, cred că, un ruj pe acest săpun de la L'Occitane. Mie îmi plac foarte mult produsele L'Occitane, doar că în ultima perioadă nu prea mai folosim, nu știu de ce, n-am mai avut ocazia. Și acesta este un săpun blând cu trandafir. Și am mai luat un CC cream Gerovital ca să am de rezervă pentru când se va termina și da, așa, sunt eu genul de persoană care se gândește în viitor. Am câștigat și un voucher la Hipocrat. Nu mai știu exact, ceva cu tratamente, parcă, tratamente corporale, oricum o să mă interesez. Și Sky deja se joacă în pungile mele. Da, deci pe voucherul ăsta avem așa, 3 ședințe de electrostimulare, 2 ședințe de presoterapie, o ședință de dermio și 2 ședințe capsulă Slim Activ. Mai avem o punguță de la Melchior și voi știți că îmi place acest brand, așa că am aici o oglindă de geantă pe care scrie Josui Blogger, foarte, foarte simpatică. Un fard în nuanța Vintage Rose și un ruj în nuanța Suave, un ruj mat, nude, un roz așa deschis, pare foarte, foarte fain. Și de la Corina, al cărei blog ar trebui toate să-l citiți pentru că are foarte multe informații prețioase pentru îngrijirea tenului. Blogul este pasagera.ro. Bine, de fapt, nici nu este un blog, este o enciclopedie, cum zic fetele. Și am de la ea niște palete metalice pentru fardul și chiar aveam mare nevoie de ele. Voiam să-mi comand de pe Melchior, dar uite că m-a scutit de o comandă. Alături de pastiluțe goale în care să pot să-mi pun farduri, rujuri și orice mai scot eu. Și trei paletuțe de la Wet n Wild, aceasta este Cool as a Cucumber și este cu nuanțe de verde, două nuanțe de verde de fapt și o nuanță de vânătă. Aceasta se numește Pride și are două nuanțe de highlight, două nuanțe verzi și două nuanțe albastre. Și aceasta este Don't Steal My Thunder, care are niște nuanțe de alb, negru și gri. Cam acestea au fost toate produsele cu care m-am întors eu în această seară. Sper că v-a plăcut acest mic vloguleț. Ne vom vedea data viitoare la următorul clip și până atunci, o zi frumoasă! Pa!